SpyShop. Securitate înainte de toate. Salut! Sunt Flavius de la SpyShop, iar în acest videoclip îți voi arăta cum să calculezi capacitatea de stocare necesară unui sistem de supraveghere video. Alegerea unui spațiu de stocare potrivit pentru sistemul de supraveghere este extrem de importantă, iar această alegere se ia în funcție de mai multe criterii: numărul de camere, rezoluția de înregistrare, compresia și rata cadrelor pe secundă. Pentru a veni în ajutorul nostru, cctvcalculator.net a creat un algoritm care calculează automat toți acești parametri. Am pus linkul către site în descrierea acestui video. Acum, să spunem că sistemul nostru are 4 camere, care înregistrează la o rezoluție de 5 megapixeli cu o compresie H265 de calitate medie. Vom seta detecția mișcării la 50% din timp, iar frame rate-ul camerei este de 20 de cadre pe secundă. Acum vom introduce perioada de stocare necesară, să spunem 18 zile, și rezultă că avem nevoie de aproximativ 1 TB spațiu de stocare. Dacă te-a ajutat acest tutorial, te rog să lași un like, să te abonezi la canal și să activezi notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.